E una dintre cele mai frumoase femei din România, dar nu s-a putut opri la un singur bărbat. Mihaela Rădulescu a fost prinsă cu amantul în pat. A avut un trecut care nu întotdeauna i-a făcut cinste, iar fostul soț spune că a prins-o cu amantul în pat. Este vorba despre binecunoscuta vedetă Mihaela Rădulescu, actuala iubită a lui Felix Baumgartner, divă care a trecut prin mai multe căsătorii, dar și relații care nu i-au adus nimic bun în viață. Sau poate doar mai multă experiență. Cui i-a pus coarne bruneta? Nimeni altuia decât primului său soț, Bogdan Rădulescu, al cărui nume îl poartă și în prezent. Bărbat pe care l-a înșelat, apoi s-a căsătorit cu îndrăgitul Ștefan Bănică Junior. Deși nimeni nu s-ar fi gândit vreodată la așa ceva, Bogdan Rădulescu a declarat că motivul despărțirii de frumoasa Mihaela Rădulescu a fost faptul că l-a înșelat. Bărbatul a declarat că a prins-o chiar în fapt în pat cu un dansator. Se împrietenise la facultate cu Brândușa Novac, a intrat în trupa ei de dans sportiv de la Casa de Cultură a Studenților. De atunci au început adevăratele probleme. Venea târziu acasă, apoi a început să lipsească nopțile. Mai treceam și eu pe la repetiții să înțeleg ce se întâmplă. Nu mi-a plăcut deloc anturajul Mihaelei. Îi ziceam să nu se ducă, dar ea se ducea. Nu mă lua în seamă. Aveam tot mai multe semnale că mi-ascunde ceva. Apoi, din păcate, am avut confirmarea. Când am venit într-o zi acasă, pe neașteptate, am prins-o în pat cu un dansator, Laurențiu, coleg cu ea de trupă. Dacă aveam mintea de acum, o părăseam pe loc. Dar eram tânăr, o iubeam enorm, așa că mi-am imaginat că poate mai avem o șansă împreună. Nu a fost deloc așa, chiar dacă au existat discuții și în familie. Am continuat să trăim împreună o vreme. Când a venit Revoluția, nu eram încă separați, dar nici n-a mai durat mult. Atunci, în decembrie 89, s-a dus de capul ei pe străzi, la Comitetul Central. M-am enervat, mai ales că parcă o luase razna. Se vopsise blondă, se tunsese scurt, arăta ca naiba. A întâlnit tot felul de oameni, ne-am îndepărtat definitiv, mai ales că mă săturasem și eu. Apăruseră multe oportunități, nu-mi mai stătea gândul doar la Mihaela, care oricum apărea pe acasă tot mai rar. Peste câteva luni ne-am despărțit. A declarat fostul soț al Mihaelei Rădulescu cu ceva timp în urmă.